data viitoare vă mulțumesc îți pregătim și, mult. Și noi 40 și de întrebări ca să... Aoleu! Da, sunteți super, mulțumesc de invitație! În seara aceasta, Teodor Stolojan. Emisiunea la care voi participa cu doamna Rifai e o emisiune interesantă, ceva inedit în România. Am urmărit câteva episoade. E, într-adevăr, o emisiune de succes. O provocare pentru dumneavoastră. Da, când mă gândesc la cele 40 de întrebări care mă așteaptă, într-adevăr, e o provocare. De fapt, ca să fiu sincer, în prima discuție cu doamna Rifai am avut o anumită reținere. Și dânsa m-a întrebat de ce. Și am spus că eu nu prea am treabă cu întrebările astea despre viața mondenă din București sau, mă rog... Și dânsa mi-a spus, dom'le, nu e cazul că... Într-adevăr, pune și dânsa întrebări la cine merită, da. Credeți că din cele 40 de întrebări va fi măcar una la care veți refuza să răspundeți? Nu cred că nu am probleme la care să nu pot răspunde. Dacă ar fi să-i adresați dumneavoastră o singură întrebare, care ar fi aceea? De ce nu a continuat... preocupările în domeniul economic, pentru că dânsa a terminat Academia de Studii Economice și sigur că ar fi fost, cred, un foarte bun jurnalist economic, pentru că, din păcate, ducem lipsă de jurnaliști cu o bună pregătire economică și mie îmi pare rău pentru că România are nevoie de jurnaliști cu bună pregătire economică care să poată într-un limbaj accesibil populației să prezinte argumente economice pentru o decizie sau alta. Cum s-a descurcat Teodor Stolojan la emisiunea 40 de întrebări cu Denis Rifai? Vedeți în această seară de la ora 23 doar la Canal D.